Asociația de minifotbal din Moldova a început înscrierea echipelor pentru campionatul național sezonul 2014. Înregistrarea a început pe 1 martie și va dura o lună. Competiția propriu-zisă va începe la începutul lunii aprilie și va dura 3 luni. Noi, campionatul de minifotbal, deci este o competiție totuși pentru amatori, dar noi încercăm să o facem cât mai aproape de nivelul profesionaliștilor. Ceea ce vedem și din spate, că echipele se pregătesc și sunt gata către campionat care va începe 5 aprilie. Pas cu pas noi am ajuns la un nivel care, deci, mulți vorbesc despre noi, toți doresc de a participa la această competiție și eu nu mai știu cum vorbesc și profesioniștii deja de noi, bine de rău, dar cred că numai de bine. La campionatul nostru participă cât și foști jucători de fotbal, cât și simpli amatori, cât și posibil care băieții care sunt într-o pauză, nu au acum la moment echipe, ar trebui să treacă ca să participe la campionat în mijlocit 6 luni, ca să aibă posibilitatea după regulament să participe. Anul acesta formațiile vor fi împărțite în două ligi valorice a câte 15 echipe fiecare. În prima ligă, așa numită divizie națională, vor participa echipe cu jucători mai experimentați. Pentru a doua ligă valorică sau divizia A, taxa de participare constituie 1.000 de lei. Liga va fi alcătuită din echipe amatoare care vor plăti câte 400 de lei pentru fiecare partidă jucată. Meciurile se vor desfășura în fiecare weekend pe terenul sintetic din sectorul Râșcani al capitalii, iar ora va fi stabilită de către membrii fiecarei echipe în parte. Practic deja am negociat toate contractele cu toți partenerii și sponsorii. La moment terenul este pregătit, doar avem nevoie să afișăm publicitatea. Este totul pregătit, deci cel mai mare lucru care deja l-am efectuat pentru anul acesta este transmisia în direct a semifinalelor și finalelor din faza play-off în direct de un post TV din Moldova. Cred că suntem la 100% pregătiți față de campionat. Asociația de minifotbal din Moldova promite anul acesta un campionat cu totul deosebit. Multe emoții, noi trăiri, spectacol inedit și meciuri spectaculoase. Toate acestea într-un nou sezon competițional de excepție.